Acum 108 ani de zile avea să se nască primul copil dintr-o serie de 11 ai familiei care a dat României cel mai mare om. Locuitorii din Mărșani își amintesc despre cel care le-a făcut localitatea celebră. A fost la box, dar nu a fost de performanță, sportiv dinsu. A fost dus... Când spuneți că sunteți din Mărșani și știe lumea că de aici a plecat cu Geamitul, spuneți dumneavoastră? Nu, toată lumea știe. Toată lumea? Toată lumea știe, da. Paris sees the champion Romanian boxer Mitu, who is 7'4" and claimed to be the tallest man in the world. He is said to weigh just on 23 stone. În semn de recunoștință, există și o stradă cu numele său. Cimitirul unde a fost îngropat este unul vechi care nu mai este folosit de mulți ani. Aici, în cimitirul vechi al comunei Mărșani, a fost îngropat în anul 1936 Gogea Mitu, cel mai mare român al tuturor timpurilor. Totodată este și cel mai mare boxer din lume. A fost un fenomen pentru comuna Mărșani, s-a născut pe aceste meleaguri și a fost înmormântat în parohia Ciuniei aici, unde ne aflăm. S-au desfumat și osemintele au fost deplasate și transportate la Facultatea de Medicină. Gogea Mitu suferea de gigantism și avea aproximativ 2,40 metri înălțime. Un frate de-al său, cu aceeași afecțiune, a murit la vârsta de 7 ani când a ajuns la 1,80 metri înălțime. Boala sa este foarte rară, dar cel mai des este întâlnită la bărbați. Scheletul lui a fost cerut de către Catedra de Anatomie în anii 80 pentru a sta în această nișă și pentru a fi un exemplu al patologiilor sistemului osos pentru studenții noștri. De la 17 ani, Gogea Mitu a plecat cu mai multe trupe de circ în turnee prin toată lumea. În 1934 este remarcat de un fost pugilist italian care îl învață să boxeze și devine managerul lui. Meciurile sale de box din Italia sau Franța au fost foarte urmărite și au adus câștiguri materiale semnificative. A murit în anul 1936 la București în urma unei pneumonii care s-a agravat.